Vestit. Doamna Brigitte, ce rol vă luați? Nu, eu dau la roabă, nu dau la lopată. Cred că eu cu Costică, hai, cred că vom... Păi Costică, schimbă și a doua roabă. A doua roată. Păi nu are rost, că nu... Ba da, are rost. Nu merge, e urgenită. Hai să terminăm. Ai, nu, eu vreau să schimbăm ambele roabe. Ambele, da, asta vreau. Așa că eu fac acum, momentan. Hai, vino aici. Cartu cu roaba? Da, eu cart cu roaba și tu pui... Așa vrei? Hai. Oameni buni, voi o știți pe Brigitte, ea e femeia bărbată. Ar fi vrut eu să mă duc să fac treabă de femei și ea să vină să încarce atunci nisipul. Cum să o las așa ceva? Păi mă vede Dumnezeu, ai treabă de bărbat, să iei cu lopata și e greu nisipul. Să încarci atât de nisip și să-l cari. Normal că n-am stat pe Brigitte, ea ar fi vrut să care ea nisipul și să mă duc eu să fac treburi de femei în casă. Păi nu e normal. Ce tu pui din asta? Nisip. Vezi că la un moment dat trebuie să lași nisip. Să... Auzi, Costică, să luăm și doi saci la noi. Unul sau doi saci îți trebuie? Avem aici. Păi încarc. Păi nu acum, ia, hai că facem asta acum. Și după aia trebuie să mutăm schela de acolo, să urcăm. Să urcăm. Aia nu-i schela, Brigitte. Ce? Aceea e o schelă, cum nu? A, da? Cum aia nu-i schelă? La mine era se numește schela, ce nu se numește? Avem și schela acolo care trebuie mutată la un moment dat. Sigur că ar turaba? Nu știu, încerc. Eu zic că nu poți. Atunci doar... să dau eu la lopată, nu fac bătături. Doar 52 poate să încarci. Gata? Nu, băi, nu, ce mai pun? Păi da, dar stai că se rupe roata. Stai, gata, ajunge. Eu zic să o lași, că să mă lași pe mine. E cam greu. Lasă-mă pe mine. Băi, e greu. Nu, cred că umplu eu la. Avem două lopete. Cred că umplu la lopată. Dai voie mie, te rog. Da, nu cred că pot. Cum e ea încăpățânată și nu se lasă până nu face ea cu mâna ei, n-am putut să-i fac nimic. Până la urmă a încărcat ea cu lopata roaba, dar eu știam că nu poate să o care și roaba. De încărcat, a încărcat, că am mai muncit să încarce cu lopata, dar să care roaba e foarte grea. Și i-am zis, mă, Brigitte, nu că pot, ia încercă, hai. Bineînțeles, n-avea cum să care roaba, mai ales că aveam și un prag de, trebuia să împingem foarte tare și să trecem peste el. Hai, cum, dau eu, păi, cum, pun eu un nisip. Adică Brigitte nu poate? Pun eu un nisip. Cum, mă, Brigitte, tu mai tu să... Pun eu un nisip. E prea greu. Bine, bă, Brigitte. Da, stai că trebuie să dăm asta la o parte, că nu merge combinația să treacă peste asta. Așa. Pe asta cablurile astea. Facem o pa. Merge? A, ce ți-a zis? Cu rampa aia. Stai. A, ai trecut de asta? Nu. Și eu care vrem. O să mă înjure Florin acum. Să vă explic care e treaba cu nisipul. Noi acolo aveam niște brazi. I-am scos și era diferență de nivel. Cam vreo 50 de centimetri. A trebuit să comandăm o mașină de nisip și cu pietriș, să umplem, să numește umplutură, apoi să venim cu un strat de 10 cm cu o plasă, să tunăm beton ca să putem să facem terasa la aceeași nivel. Gata. Eu fac, eu pun nisip. Hai, Brigitte. Păi dacă nu, Brigitte. Dar avem două lopeți, de ce nu punem împreună? Să merg mai repede. Așa, cărăm împreună, da? Nu! Eu doar pun nisip. Ok. Dacă când o să am două roabe, o să fie mai simplu. Am obosit. Să nu vă dați mâna peste cap, doamna Brigitte. Serios? Mâna aia fină. E gata, nu ajunge. Ei, am. Dar ce faci? Că uite, dau un peretele ăsta, nu? Uite, faci așa. Combinația. La mine. Hai, gata, ai umplut. Eu zic că ajunge, se rupe roaba asta, la roabă. Dacă pui mai mult. Se distruge. Hai de toate, doamne. Dar de ce ai lăsat la deschis? Ce? Por bagajul. Ca să iesească. Am băgat scaunul. Aici Vezi invenția mea? Păi dacă nu, doamna Brigitte, atunci cine? Nu pune una lângă alta, una lângă. Hai, na, fă pe unde vrei. Păi și cum mai scoatem noi după aia? Ce? Îngropăm schela acolo? Nu, ce mare treabă că e ușor. Ok. Păi, trebuie cam... 30 de roabe. Costică, reușești? Ai nevoie de cineva să ține contra? Dacă știam... Brigitte, ține contra acolo. Dacă eram eu deșteaptă să știu să schimb ce bine era. Nu pot așa. Fă-te pe mi-ai pus fix aici. Păi și tu unde mai stai? Fă-te după partea domnului. Auzi? Hai, te rog, pune-o, lipește-o de ăla. Păi eu fix am un cablu aici. Așa. La mine e mai greu. Vreau să nu-mi dai încă.
Băi, Brigida, dar băgă-ți merge mâna. Deocamdată. Trebuie să-mi iau și eu o scrie, nu mai iau ceva. De ce? Păi uite-te, să mă vânzez. Gata, bă, Brigida, că nu cart. Părerea mea, nu? Că trebuie să dau forță acolo, să urc cu ea. Deci, până la urmă, l-a încărcat, merge, nu? Te ajut și eu? Vrei mai puțină să scot din ea? Nu, no, mamă, facem. Te-ai transpirat, hai ia-ți alt tricou. Nu, nu, că-l iau cu ăsta, buși. Păi bă, Florine, hai să te schimbăm, să ne schimbăm. Că-l distrugi. Florine. Era normal să ne îmbrăcăm cum ne îmbrăcăm noi dimineață. Puțin elegant și sport, adică între, nu elegant la 4AC. Mă refer că nu pot să mă îmbrac în training să ies afară. M-am îmbrăcat ok, cum ne îmbrăcăm noi de fiecare dată. M-am dus, am cumpărat ce trebuia să cumpărăm. Acum am pregătit m-am stat acasă, n-am mai avut timp să mă schimb de tricou, că erau să car nisipul. Și m-am dus imediat să car cu gura lui Brigitte, hai să cărăm nisipul, hai să cărăm nisipul. N-am mai apucat să mă schimb tricou. Și oameni bune, vreau să mai vă spun ceva. Eu cu Brigitte am plătit pe cineva care vine săptămâna viitoare să niveleze totul, niște băieți de meserie și să pună și piartă pe gard, care n-am înțeles cu ei, care erau plătiți. Acum nu trebuia eu cu Brigitte să car tot nisipul în acea groapă de 50 cm. Dar cum e Brigitte, nu poți să te pui cu ea. Nu că facem acum, că Joe, de adevăr, avea dreptate. Tot intra nisip și tot nisipul intra în casă și toată curtea era plină de nisip. N-am vrut să mai aștept o săptămână și ia-te pastramă și încarcă tot nisipul și cară-l. Nu vrei să dăm și noi schela aia la o parte, ba, da. Până la urmă? Hai să o dăm acum, până nu îngropăm. Ajunge oare când nisip avem? Ajunge. Crezi? Mie nu mi se pare că ajunge, dar în fine. Nu ai să mai punem pământ? Ha? Mai punem pământ? Păi nu mai punem pământ. Pune acolo pe dreapta. Așa, hai. Ia-o așa sus acolo. Și, doi, trei și. Da, așa vrei. Mă, Brigitte, ridică-mă de ea. Aici, mă, ce faci? Păi nu știu de ce credeam că e ceva în spate. Ce credeai că e? Gata. Ajunge. Ce? E mai complicat? De ce? Hai, mă, să-ți fac o aia, mă, Brigitte, acum să-ți spun. Sau cărăm nisipul. Păi mergea dublu de repede. Nu merge? Ce merge dublu, Brigitte? Care cosică și încarc eu. Ce mare treabă. Noi acasă aveam o roabă. La castel mai aveam una. Amândouă aveau probleme cu roțile. Una dintre ele, Geo, a mâncat-o, când mi-am dat eu să mănânce, a mâncat roata. Iar cealaltă de la era desumflată. Și a trebuit să mă duc la un magazin special de roți, să cumpăr două roți noi și să le schimbăm ca să putem să cărăm nisipul. Crezi, nu poți să treci cu două? Hai să vedem dacă poate. Cum nu poți? Una după alta. Pac, 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 pac. Păi. Unul vine pe dreapta, altul pe stânga. Și tu, pe amândouă? Da. Așa, 5-2 ai tu? Păi nu, da. Păi ce și voi? Stați și voi uitați la păi mine? Normal, păi dacă eu car roaba. Păi nu. Păi tu car roaba, da. Păi. Dar cât timp încarc, ce faci? Mă uit la tine. Serios? Păi. Na, cum vreți voi. Gata. Un ciocan. Nu mai trebuie un ciocan dat, crede-mă. Ai încredere în mine, hai, eu țin. Hop, hop. Merge? Ia vezi. Eu picat piulița, uite vezi, mai unul. Mai dă-i un ciocan. Atât. Trage-i cu ciocan. Că nu încape. Trage un ciocan. Un pic. Cu forță. Stop, gata, uite ce fain a ieșit. Na? Ia uite că sunt două roabe. Eu o încarc. Bine, și voi atâta când m-a așteptat și gata, întrenare pe după. Dar eu, sincer, n-aș încărca numai nisip. Aș lua de la Pietriș, Florine, de aici. Păi Pietrișul vine, nisipul vine jos. Păi nu. Ia de acolo și de aici. Unul de acolo, unul de aici. De fapt, da. Da, că Pietrișul trebuie... Păi nu, că după aia trebuie să facem și ciment. Asta e un putur. Gata.
Hai. Gata, Brigitte, ai schimbat roata? Da, nu eu. Bravo, Brigitte. Eu am dat doar sugestii, sincer. Acum nu vreau să mă laud cu ceea ce face Costică. Punct. Bravo, mă, Brigitte. Deci, nu mi-asum meritele altei persoane. Vezi că eu în spate las și curat, da? Uite, las și curat în spate. Eu las curat în față. Costică, hai să încărcăm. Și de acolo și de aici, nu? Sau? Cum facem? Lasă, cum facem așa. Ia lopata, poate-l încărca cu ea lopata. Gata, ca să nu stăm mult. Hai, bag-o pe aia la încărcat, Costică. Hai. Te sală aici, nu plumă, fraților. Asta e cardio. E, dar de unde ai venit, Florine? Nu, că n-ar fi cald afară. Nu, nu. Ba da, nu știu. Îți dai cu putere aici. Cât ce mi-mi trebuie? Mâine luăm. Și precizie, că trebuie să o iei pe între sârbe. Este? Numără cât e. Nu, nu, nu e ciment. E nisip acolo. Avem un sac jumate, parcă, nu? Nu, cimentul e în partea asta, nu. Unde e? Acolo e ciment. Avem vreo doi de ciment. Ciment, da. Dar nu. Acolo e nisip, să iei la castel. Să-i numeri. Ce? Uite acolo un sac jumate, atât. Nu avem un sac sau doi jumate, atât. Atât, da, trebuie să cumpăr eu după aia. Trebuie să luăm mâine. Fie, deci tu ești cu... Bravo, bă, Costică. Păi nu poți să urci cu ea acolo sus. Trebuie să sari. Să nu se spargă roata, am zis el. Păi vezi, bă, Brigitte, tu mie să-mi pui mult, bă, Brigitte, bă. Așa mă iubește pe mine. Unde e mai greu, mă pui pe mine? Ah. Vezi? Cred că mă pun pe acolo, că mă și nervează. Hai să trec eu, Costică. L-a scos doamna Brigitte, nu știu ce l-a scos. Eu am făcut, nu e bună rampa. Da, se chipă numai. Gata, că se rupe limuzina. Dar Costică e mai îngustă. Nu, e mai îngustă. Nu, pe Costică, nu dau vrabia de mult, pe aia după gard. Nu-și dă nu pe... Nu dau loc. Ce des? Trebuie să luăm de unde e multă piatră, că... Eu v-am zis și l-am încărcat. Piatra o pune deasupra. Păi și Costică m-a ajutat la încărcat. Costică face aluzie la tine, auzi. Hai, mă, Brigitte, că nu se rog. Păi, asta e Brigitte, mă. E femeia, bărbat. Păi, la orice o... Nici chiar orice, dar na. Hop!